În ultimele 24 de ore, oamenii legii de la nivelul județului Botoșani au aplicat aproape 50 de sancțiuni contravenționale. În lupta cu virusul chinezesc sunt în jur de 80 de jandarmi care asigură zilnic paza centrelor de carantină sau patrulează pe străzi. În urma misiunilor organizate de aceștia, o singură sancțiune a fost aplicată pentru nerespectarea interdicțiilor de circulație în valoare de 2000 de lei și patru sancțiuni pentru tulburarea liniștii și ordinii publice în valoare de 1400 de lei. Și polițiștii își continuă activitățile pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2. Aceștia au verificat 334 de persoane izolate la domiciliu și 62 de localuri publice. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 97.000 de lei. Un botoșenean de 42 de ani care circula cu o autoutilitară utilitară pe raza localității Răchiți a fost oprit de către polițiști pentru control. Acestea l-a prezentat oamenilor legii actele cerute și adeverința de la angajator emisă de o societate comercială. În urma verii verificărilor s-a stabilit că bărbatul nu figurează ca angajat la respectiva societate. Pentru acest fapt, i s-a deschis dosar penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.